Dorin, ce ne spui că facem astăzi? A, să facem umeri și triceps. Sper să reușesc să fac și triceps. Bun, să încep aici la presă, la umeri. Să fac 3 serii de încălzire, de aproximație. După care o să fac 4 serii. Câte 5 repetări cu pauză, cât mai scurtă, 10 secunde. Pentru că trebuie să ne pregătim de Crăciun, să arătăm bine. Seria numărul 2 de aproximație. Aici o să fac 10 serii, 5 repetări, cu pauză 10-15 secunde, pe holuri. Ca și repetări, de fiecare dată când ajungi... Bă, Bogdan, surdule! Acolo... Și ai cu prietenii, când dau de femei, te lasă la greu. O să putem să mă ajute la o serie, dar e ocupat. Îmi pare rău că nu-s femeie, Bogdan, ce să zic. Să-ți fac o poză. Hai că-ți fac o poză. Bun. Gata. Hai că nu se răcește mușchiul. Hello! Super! Asta nu știu că un pic mai întunecat, nu știu de ce, dar... A few moments later... La cine mănâncă după aia, după antrenament? O oală de orez. Merită, merită. Recompensa mea, mâncare. Oala de orez. Și ce bun e. Când mânci numai orez. În ultimii 2 ani. Așa foarte bine ai putea să mergi să te angajezi în China, pe plantație. No, pe la faliment cu mine, cred că. Mi-ar mânca orez. Bogdane, cred că se uită și copii. Învață ceva măcar. Ce să vreți să antreneze, cum să alimentezi sănătos, să nu folosească substanțe dopante, să folosească suplimente, să mănânce proteine, carbohidrate, grăsimi. Da. Avocado, și vă crește brandul de la mâncarea vegană. Iar încep. El e vegan, am uitat. Nu mai mâncă carne. Ba, mânc carne, dar de care trebuie. Mai încolo să-mi zic că Bogdan cum e dieta vegană, să nu ce mănâncă. Foarte curios. După ce termin antrenamentul. Bogdan, ăsta e stricat? Ce? Ăsta e stricat? Ca o cum face, ca un flutur. Ce? Ia. Știu dacă ai dreptate. N-ai dreptate, că și eu l-am mișcat. L-a stricat, mă. Se vede că vine antrenor din Ciparul aici. Cum ar fi Bogdan. Bravo, Bogdan. Dacă mi-ai existat trupa simplu, sigur făceai parte din ea. A little later. Gen, nu vezi că faci ce face aproape toată lumea, vegan cu vegetarian. Nu uita tu una. Ne-am înțeles asta. Ce vegan și ce vegetarian? Vegan e all, adică numai
iar legume și da, ia. Sunt și ăștia ovo lacto vegetariani care mâncă brânză ouă. Și atunci ți-e mai ușor să ți iei proteine din în loc de carne mânci brânză ouă. Cum de unde iei proteină? Și cum faci cu carbohidrați? Vreau să mă definesc. Cum fac? Păi asta e un pic. Cine te oprește să mânci orez dacă ești vegan? Asta, vreau să mă definesc. Și trebuie să... Vreau să mă definesc și vreau să-mi iau... Oricum o să încep să te definești pentru că nu mai mănânci. Și atunci o să vezi că corpul tău o să treacă printr-un proces de detoxifiere. Vreau să mă definesc așa mâncând carbohidrat de la greu. Și fiecare legum are un alt tip de procesare. Au fibre și de-aia. Au fibre. Păi văd și eu că acum multe legume nu mă îngraș. La de baloneză. Da. Jetpack. Bun, da. E basically același principiu, numai că trebuie să mânci un pic mai mult din tăt. Și... adică așa știu eu, nu. Mă nu pot să mă declar că nu sunt nutriționist. Dar... proteina poți să-ți iei din tăt. Linte, fasole neagră. Da, și ca să-ți faci toți aminoacizii, trebuie să mergi multe surse, nu de legume. Hai să-ți dau o sursă de toți aminoacizii. Polen! Eee, bine, mă. Nu știu cum e asta cu veganismul, dar... să încerc și eu, pentru că mă pensionez. Ai moșul la Andrei. Ai moșul, dragul, dă-mi și mie o linguriță de polen. Parcă nu mă simt bine asta. Parcă nu mă simt bine asta. Zic la antrenorul meu că vreau să mânc ma verdețul. Dar nu mai fi așa entuziasmat, te rog eu frumos, că... Dar e prima dată cum să așa. Entuziasmat? Fericit. Fericit. Am chef, ca să mă antrenez. Nu știu cum de, dar cred că era chestia asta. Nu știu, băgată în ele. Cred că ceva naposim. Chiar, n-avem naposim aici. Ce de acolo? Da? Super. Vezi că dincolo colegii îmi cumpără chestii. Stai că mi se apleacă de la ce ai vorbit mai înainte. La caule umplute ție. Și antrenamentul de umeri și triceps. În acest episod am vorbit și despre dieta vegană. Părerile sunt super împărțite, ca și orice alt subiect din acest domeniu, fitness, culturism. Eu momentan o să merg pe proteina animală, cum am făcut-o și până acum. Și cam asta a fost și cu episodul de azi.